Ne bucurăm că ne cinstiți cu prezența dumneavoastră. Acum 100 de ani, peste 100 de mii de români au mers la Alba Iulia, în straie de sărbătoare, spre a cinsti unirea cu țara. Peste 1228 de delegați, din peste 130 de cercuri electorale, peste 27 de delegați din comitete românești, au venit alături de oamenii, de oficialitățile din Alba Iulia, în straie de sărbătoare, să cinstească Marea Unire. Parcă vedem mulțimea, mergând printre șirile de țărani români, înveșmântați în postave de sumane albe, cu căciulile muștenilor lui Mihai Viteazu, trecând pe sub poarta lui Mihai Viteazu, trecând spre câmpul Horea. Era mare freamăt, dar se știe că marile evenimente ale neamului sunt construite cu marele suflet curat al românului. Și a avut loc Marea Unire. Datorită acestei uniri, noi suntem astăzi aici. Noi ne bucurăm de fiecare clipă, de fiecare rază de soare, de fiecare munte care stă neclintit în fața vremurilor. Noi suntem români. Unirea nu a avut loc pentru că a fost vremea unui partid. Unirea a avut loc pentru că a fost vremea neamului românesc. În anul 1965, un român a participat la Marea Unire de la Alba Iulia și a lăsat ca vorbă, a lăsat ca dar o întâmplare la care a participat, de fapt, în dublarea pe viu, lecția de viu a istoriei din Banatul nostru de munte. Existau în acea vreme, în zile de miercuri și joi, marți, miercuri și joi, zile care anticipau ziua de 1 decembrie 1918, existau niște consilii naționale, consilii naționale care aveau reprezentanți în Banatul Roman și care trebuiau să ajungă la Alba Iulia. Era vorba despre Italia, despre Oravița, o parte dintre aceste delegați s-au dus înspre Lugoș, pe Valea Mureșului, alți delegați de la Oravița, Bozovici, Caransebe și Mihatea, s-au întâlnit pe culoarul Bistra Străi, mergând ca la nuntă, în țoane de sărbătoare cu coșiri, să ajungă la Marea Unire. Ei, când am ajuns la Vama Marca, unitățile sârbești i-au oprit și le-au transmis direct că dacă îndrăznesc să continue drumul spre Alba, o să primească ce li se cuvine. Supărați, negri de supărare, s-au întors de unde au plecat spre pe culoarul Bistra, ajungând la Nusca, să-și încerce norocul acolo. Acolo, din nou, unitățile sârbești i-au oprit. Au făcut cale întoarsă spre Oțelul Roșu, la Ohava, și un om din Obreja, pe nume Montoaru, preotul Rădoi, și un alt român adevărat, Rusalin Muradu, zis Țânu, cu alți patru delegați care aveau credenționalele, credenționalele erau acele hârtii semnate de români, care îi delegau pe consătenii lor să poată să meargă la Alba Iulia, în efect, însoțiți de aceste credenționale, în stranță, s-au hotărât. Și citesc din cuvintele acelui participant la Alba Iulia din 1965, care acum este mort, și-au băgat și jmilii în stranță, s-au încălțat copiii și școberii și-au plecat în pădurile de la Obreja, pe calea călătorilor, și astăzi există calea călătorilor la mine în sat. Au trecut de calea călătorilor, au mers pe plaiurile Licuvice, pe plaiurile montane, au ajuns până pe culmea Nădragului, de acolo pe partea de vest a vârfului Padeș, au coborât înspre pe râul Cinciș, pădurei râul Cinciș, și au ajuns la Hunedoara, unde alte delegații i-au primit cu brațele deschise și împreună, pe vreme de ger de iarnă,
au mers încălțați, rompind șobele pe jos, i-a ajutat Dumnezeu și au ajuns la Alba Iulia. Este o lecție istorie, de istorie trăită pe viu, de un participant, un bănățean al nostru, care a participat la Alba Iulia, la Marea Unire. Dacă n-ar fi existat iubirea de neam, de țară, iubirea de firul de iarbă, iubirea de apa, de creștar, a noastră, a românilor, iubirea de cer, de soare, de lună, nu s-ar fi înfăptuit Marea Unire. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns umisa că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare vin muscali de-a cărare, de la mare la Hotin mereu calea mea țin. Din Boian la Vatra Dornii au umplut o mii de-a cornii și străinul te tot paște, de nu te mai poți cunoaște. Din Sădmar până în Săcele, numai vaduri care se cere. Vai de pietru, un săracul, unde rând tot dă caracul, nici merge, nici se întoarnă, nici este toamna toamnă, nici e oară în vara lui și sărac în țara lui. Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta. Lasă arhierul Madridului toată grija schidului, lasă grija sfinților în seama părinților. Când potele să se tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, doar sunt la Dumnezeu și ai sământul neamul meu. Te-ai sunat din corn odată, ai să adun în Moldova toată. Te-ai sunat de două ori, îți vin codri în ajutor. De-i suna a treia oară, toți dușmanii au să piară, din hotară în hotară, îndrăgia ciorile și scânzurătorile. Stimați profesori, dragi colegi, inima noastră bate într-o singură inimă. Glasul nostru rostește, e Marea Unire. Noi românii jucăm cora unirii, pământul cel mare al României. Sufletele noastre se bucură că ne-am unit cu țara. Noi, elevii claselor a 8-a și a 9-a de la Liceul Tehnologic Nicolae Stoica de Hațet din Mehalia, vă prezentăm un moment poetic intitulat Marea Unire. Sceneta Moșoroată și Unirea, compusă de marele nostru scriitor Ion Creandol. Și dansul populare care arată, parafrazându-l pe Vasile Alexandrii, că la Mehadia întâi se aud cântecele și apoi răsare soarele. Vă dorim vizionare plăcută! <fie> 27 mai 1600, Mihai Viteazu se intitula Domn al Țării Românești. Domn al Țării Românești. Al Ardealului. Al Ardealului. Și al Moldovei. Și al Moldovei. Prim unificator al Țării Românești și erou național. Erou național. Unirea Principatelor, mica unire, a avut loc la 24 ianuarie 1859 prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate. La 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în țara românească. Alexandru Ioan Cuza. 1 decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia. Marea Unire de la Alba Iulia. Se aude glas peste Carpați, să fim azi toți românii frați, căci vrutea Dumnezeu cel Sfânt să împărțim acest pământ, deci tu, române, nu uita de neamul tău, de țara ta. Hai să întindem cora mare, fete și feciori, să dansăm cu micul mare ca la sărbători. Noi suntem bogata țării, ea ne privește în ochi cu dor și știe că pe brațul nostru se sprijină în viitor. De 1 decembrie auzim în suflet, limpede și clară, strigarea unui neam întreg. Noi vrem să ne unim cu țara, patrie, străbuna horă. Hai să dăm mână cu mână să cinstim hora frăției pe pământul României. Din toate zările împreună să întindem hora.
să fie lume când și voie bună și acesta să ne fie legământul. Noi, copiii României, vrem să fii cea mai frumoasă, că ne ești o bună mamă, că ne ești o bună casă. Odinioară, pe aceste meleaguri, trăia o mamă care avea multe fiice. Le puse lume frumoase după chipul naturii. Munți, păduri și ape. Țara Românească, Moldova, Transilvania, Dobrogea, Basarabia și Bucovina. Care e mai mândră decât mine între toate țările semănate de Domnul pe acest pământ? Care alta se împodobește în zilele de vară cu flori mai frumoase, cu grâne mai bogate? Care alta are în ținutul ei capitana care a stat ascunsă printre munți atâtea veacuri? De mii de ani visez la râmurile vieții și locuri scripitoare ce mi-au fost părtașe suferințelor îndelungate. Sper că ați ghicit! Eu sunt Țara Românească! Mă întreb, care dintre noi a avut pe lume o soartă mai luminată? Ce neam de oameni a stat mai viteași și mai întreg în fața atâtor dureri? Unde ar fi ajuns el astăzi dacă ar fi fost lăsat în pace? Suferințele acestea au pus o bunătate divină pe figura țăranului nostru. Inima lui era plină de milă pentru cei nenorociți. Într-o zonă așa de frumoasă, cu un ținut așa de glorios, cum să nu-ți ridici fruntea ca falnicii strămoși și să spui mândră, sunt Moldova? Pe culmea cea mai înaltă, a munților Carpați, se întinde o țară mândră și binecuvântată între toate țările. În brâu de munți ocolește, precum zidul o cetate, toată această țară și din trânsul Ișcolea se desfac, întinzându-se în centrul ei ca niște valuri proctitoare, mai multe șiruri de dealuri înalte și frumoase, câmpii aste și văruite și covori neasemuite. Aceasta este Transilvania. Eu sunt țara cea mai mică, țărișoara, în care toate cele trei strofe muritoare își întind pilele spre Marea Neagră. Ați zice cine sunt eu? Sunt Dobrogea, ținut care se întind pe la Dunăre la Marea Neagră. Și noi suntem surorile voastre, nu ne lăsați. Vrem să fim întotdeauna alături de noi. Ați ghicit, noi suntem Basarabia și Bucovina. Oameni buni, știți pentru ce sunteți astăzi aici? Apoi iată ce oameni buni. De sute de ani, două țări surori, creștine și megere, se mănâncă și se sfâșie între dânsele spre cumplita urgie a neamului românesc. Aveți bunătate cu coane! De vorbiți mai mult dovenește! Cât să ne dumerim și noi! Căci eu unul, drept să vă spun, nu pricep nimic. Păcatele mele! Dar ce nevoie mare te să înțelegi tu, măjicule? Dacă-ți leagă dacă ai venit aici, auzi o vrăznicie! Tu, cu 80 de mii de făci de moșie și el cu un gheorlan cu un fetic de pământ și uite ce gură face alături de mine. Dar bine, cu coane! Dacă nu v-a fost cu plăcere să pricepem și noi cât de ceva din ceea ce spuneți dumneavoastră aici, la ce ne-ați mai adus? Să vă bateți joc de noi? E, cu coane, cu coane, puternic ești! Merge și mești și știu că bine n-are cum să-mi fie. Moale când mă întoarce acasă unde mă așteaptă nevoile. Dar nu vă fie cu supărare. Ia palmele acestea țărănești ale noastre care vă fac să huzuriți de bine și vă țin de atâta mar de vreme. Dar vă suntem dragi ca sarea loc. Din ghiorlan, mojici și dobitoci nu ne mai scoateți. Noi băieri, dragă moșule, suntem în fruntea țării, în fruntea patriei, că așa trebuie să fie. Voi, în frunte? Dar sigur sunteți în frunte. Dar nu vă fie cu supărare, băiere. Pentru că tot ai grăit cu limba dumitale cea delicată cuvântul țară. Aș vrea să știu și eu, atâtica, de unde se trage varoava asta? Păi cum se poate să nu știi? A, păi nu știu, că n-am apucat să umblu la cele mai înalte și luminate școli
Terra care înseamnă pământ. Așa! Ia uite, băiule! Muream prost fără să știu! Dar acum că știu, tot nu mă gândesc. Ai stai altceva că nu pricepi. Nu te ajută mintea și pace. Ar fi! Doar că țară înseamnă pământ. Și atunci locuitorii țării se numesc țărani. Adică pământeni, cei care au pământurile și pământurile sunt ale lor. Când colo, faci amar, pământurile doar le mucim, că rodul tot al vostru este, ca și pământurile. Cum vine asta, boierule? Dar patria, tot din întâlnească procede. De acolo vine aproape tot ce rostim. Cuvântul patrie vine de la patrie, ce înseamnă tată. Asta e bine! Patrie înseamnă și tată bun și mamă bună pentru toți fiii ei. Când colo, pentru voi, boierii, e mumă, iar pentru noi, țărani, e ciumă. Ei, țăranul ăsta e un drag și jumătate. Ia să-mi văd de ale mele, că mi-am găsit pe leau cu el. Mă face de o cara lumii și mă mai scoate și dată. Stai, boierule, unde te duci? Ce mă lași prost în mijlocul drumului? Hai să ne tămăcim! Nu vorbeai dumneata despre unire? Stai! Unirea bate la ușă! Ce mai poftești la mine? Nu v-am spus deja destule? Păi ce să mai poftesc? Zice-și dumneata că voi meritați să fiți în frunte, că așa se cade. Dar totuși, de ce se cade așa? Ce fapte mari ați făcut voi ca să meritați acest lucru? Hei, moșion, prietenul șovarșul meu din Ivan Latov. Lucru negândit. Ridică-te și spune fără să aibă ce durere are. S-a făcut cineva până de ajuns? Spune moșoane din gură ce ne-ai spus, că mai bine am să înțeleg. Dacă nu v-ați mai dus în ajutor, treaba s-a făcut cu ușurință.
greutatea n-a mai fost aceeași. Povestea cântecului, unde e unului putere la nevoi și la durere, unde smulți puterea crește și dușmanul nu sporește. Bravo! Thank you.
Și vă dorim sărbători frumoase!